Ridicat între anii 1930 și 1932, domul principal din cimitirul eroilor, care adăpostește și clopotul bisericii, este închinat oștenilor căzuți în război. Domul eroilor din cimitirul Buzoian cu același nume a fost împrejmuit cu un gard de plasă metalică pentru că de câțiva ani este considerat un pericol public. Construcția este atât de măcinată de ani și de fenomenele naturii încât riscă să se prăbușească în orice moment. Din acest motiv, în jurul domului nu se mai desfășoară nici ceremonia de ziua eroilor neamului, când în jurul catafalcului, care adăpostește osuarul celor 7867 de ostași români, erau depuse coroane și gerbe de flori. În ședința ordinară a Consiliului Local Municipal, edilul Constantin Toma a propus avizarea lucrărilor de intervenții și indicatori tehnico-economici pentru restaurarea domului. Lucrările vor costa peste 150.000 de lei și vor dura 5 luni. Am o cifră, dar ceva de sub 1,5 miliard, 30.000 de euro, ceva de felul ăsta. Și s-au dat separat bani pentru biserică, tot aprobate prin Consiliul Local, prin bugetul aprobat, astfel încât anul viitor, când se împlinesc 100 de ani de la Marea Unirii, și având în vedere că în 1931, la această întâlnire, când s-a inaugurat acest cimitir, care era cimitirul armatei în momentul ăla, acum e în exploatare la Urbis, și am luat decizia, și aici trebuie să scriți, am luat decizia, să nu mai fie îngropată nicio persoană fizică care nu e militar. Odată cu aceste lucrări, primarul Constantin Toma a dat ordin societății Urbiserv, cea care administrează cimitirul eroilor, să nu mai permită îngroparea persoanelor fizice care nu au fost cadre militare. Este cunoscut faptul că în acest cimitir deja și-au concesionat locuri de veci mai mulți aleși locali. Aia care au fost, au fost, n-am ce le face, dar nu este posibil. Vă gândiți la aleea consilierilor. Deci nu mai, de acum încolo nu o să mai fie, eu nu sunt erou, nu o să fiu acolo. Deci am luat și decizia și le-am dat deja hârtie să nu se mai dea nicio aprobare să fie îngropate persoane fizice care nu sunt militari în cimitirul eroilor. Nu este treaba mea. Pe mine mă luați după ce... Ce să le face acum? Au fugit cu cai, asta e. Piatra de temelie a criptei centrale din cimitirul eroilor a fost pusă la 15 martie 1930. Deasupra ei a fost așezat un sarcofag sugerând mormântul soldatului necunoscut și s-a ridicat un dom compus din două cupole goale suprapuse. În cupola mică se află clopotul bisericii. La 10 mai 1930, în cripta centrală, au fost așezați eroii neidentificați.